Asociațiile reunite în Confederația Asociațiilor de Părinți din România sunt alarmate în ceea ce privește scăderea dramatică a calității actului didactic la aproape un an de la declanșarea pandemiei de coronavirus, când învățământul s-a desfășurat mai mult în scenariul roșu decât în cel verde sau hibrid. Președintele acestui for, Iulian Cristache, atrage atenția că în condițiile în care la mijlocul lunii decembrie mai există școli în România unde nu toți elevii au primit tablete, nu pot să nu existe îngrijorări privind scăderea calității actului didactic, oricâte eforturi ar susține oficialii din Ministerul Educației că s-ar face. Noi ne doream ca după această perioadă de alegeri să se revină la semafor și să dea posibilitatea copiilor să întoarcă la școală în funcție de cazuistica la nivelul satului, comunei, orașului, județului. Adică sunt într-adevăr și acum sate și comune care au sub 1 la 1000 și nu înțelegem de ceea ce vine să lăsa să meargă la școală, cu atât mai mult cu cât școlile nu au echipamentele necesare, cu atât mai mult cu cât ei încă copiii nu au primit echipamentele necesare, mă refer la cei care nu aveau tablete și care au făcut cerere pe cele două ordonanțe, pe 144-756, astfel încât să beneficieze de la ei și pe programul școala de acasă. Și nu este normal să-i ții acasă, să-i ții online, cu atât mai mult cu cât există deja o discrepanță majoră între învățământul rural și învățământul urban, atât față în față, cu atât mai mult acum în sistemul online, când acești copii nu beneficiază de echipament. Iulian Cristache este de părere că în condițiile în care la 10 luni de la declanșarea pandemiei de coronavirus, elevii nu au învățat puse cap la cap mai mult de 2 luni față în față, este normal ca și calitatea actului didactic să fi scăzut proporțional. În opinia sa, în 2021, când se vor realiza din nou testele PISA, se va ajunge în România, după acest an de învățământ online, la peste 60% analfabetism funcțional, care se referă la elevii care nu mai înțeleg ceea ce citesc. Acesta este motivul pentru care, în nenumărate ocazii, asociațiile de părinți au cerut Ministerului Educației măsuri, atât la clasele terminale a 8-a și a 12-a, unde elevii vor susține examene naționale, cât mai ales la clasa pregătitoare și clasa 1, unde cadrele didactice, oricât s-ar strădui, nu pot să asigure calitatea învățării scrisului și cititului. Foarte mult. Eu am spus-o de la începutul anului școlar, când deja s-a apărut acest scenariu și cu posibilitatea de a învăța față în față. Eu am spus-o și sper să nu am, mă rog la Dumnezeu să nu am dreptate, că la anul când vom da testele PISA vom ajunge la 60% analfabeti funcțional. Și din acest punct de vedere, important este la momentul cum o putea să începem școala față în față fără nicio restricție, sperând ca din ianuarie să poată să înceapă vaccinarea și într-adevăr să vină sprijinul la nivel național, să întreprindem niște acțiuni remediale urgent, astfel încât în primă fază copiii care au examene anul viitor, copiii din anii terminal clasele 8 și a 12 să intre într-un program intens de pregătire cu teste de antrenament eventual săptămânal, exact cum spunea și Ministrul Educației Cetării, să avem grijă de copiii de la clasele pregătitoare și clasele 1 și 2 acolo unde se forma scrisul și se dezvolta din punct de vedere cognitiv să venim în sprijinul lor pentru că acești copii sunt foarte afectați și consilierele școlare, consilierea școlară să facă la cel mai înalt nivel, să vină sprijinul prin experții de la Câjiraie până la centrele de resurse educaționale și CMBRAE de la București, astfel încât să vadă acolo unde sunt probleme și copiii să primească sprijinul necesar. Inspectorul școlar general al ISJ Neamț, Mihai Obreja, nu este de acord cu opiniile președintelui Federației Asociațiilor de Părinți din România. Acesta susține că atât la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, cât și al conducerii Ministerului Educației Naționale, au existat preocupări constante pentru asigurarea calității actului didactic în condiții de pandemie. Cu toții suntem de acord că există niște deosebiri între ceea ce înseamnă învățământul față în față și învățământul online. Dar asta nu înseamnă că trecerea la învățământul online, așa, în mod automat, conduce și la absența preocupărilor din partea instituțiilor de învățământ, din partea Inspectoratului Școlar, din partea Ministerului pentru Calitate. Deci, exclus așa ceva. Categoric că e mai greu. E mai greu să ne realizăm obiectivele stabilite prin programele școlare în condițiile învățământului online. Pentru că sunt factori care nu mai depind de noi. Nu depinde de cel care este în fața calculatorului.
fie că este el profesorul, fie că este elevul. Inspectorul școlar general este de acord cu faptul că în toată această perioadă pandemică, în județul Neamț, ca și în întreaga țară, au fost situații de întrerupere ale energiei electrice sau ale internetului, când pentru câteva ore sau o zi întreagă, cadrele didactice și elevii nu au avut acces la învățământul online. Eu am mai spus și repet, sunt zile în care avem câte 4-5 comune care nu au curent electric, vă dați seama. Nu, anunțat de la furnizorii de serviciu, între orele 8 și 16. E clar că acolo, în ziua respectivă, nu se mai întâmplă nimic. Chiar și în oraș, și mie mi s-a întâmplat chiar astăzi, când pe intervalul 8-10 am avut 2 ore, la 2 ore, după jumătate de oră, a picat curentul. Și e clar că n-am mai putut comunica decât de pe telefon, se anunță, se le mai transmit niște sarcini de lucru și atât. Deci există preocupare pentru menținerea, cel puțin pentru menținerea calității procesului de învățământ. Și încercăm să găsim soluții alternative la învățământul față-înfață pentru acele situații în care se află anumiți copii. Pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării au fost publicate în urmă cu un an rezultatele evaluării internaționale PISA. Din acestea rezultă că în timp ce majoritatea țărilor din întreaga lume participante la acest program au administrat testarea folosind calculatorul, România, dar și țări ca Republica Moldova, Ucraina, Argentina, Iordania, Arabia Saudită, Macedonia de Nord, Liban și Vietnam au folosit testele în format tipărit. Acest lucru demonstrează gradul de digitalizare extrem de scăzut al României. A trebuit să vină o criză pandemică pentru ca guvernanții să investească și în dotarea cu echipamente electronice a învățământului românesc pentru a-l aduce cât de cât în rândul celor din țările avansate ale lumii.